corect, șantajul în trafic este noua metodă prin care românii încearcă să facă rost de bani ușor. În ultima săptămână au fost două cazuri de persoane care s-au aruncat intenționat în fața mașinii. Totul ca mai apoi pietonii să le ceară sume de bani pentru a nu se duce la poliție. Fenomenul era popular în urmă cu 10 ani și a revenit acum în repertoriul infractorilor. Doar că evoluția tehnologiei face ca șoferii să se poată apăra acum mai ușor. Sunt imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Năvodari. Două accidente, același mod de operare la o săptămână distanță. Cei doi indivizi, așa cum se vede pe camere, așteaptă pe marginea drumului până când găsesc victima perfectă, un șofer neatent. Atunci sar în fața mașinii și când șoferul se dă jos de la volan, se prefac foarte loviți. Mai apoi cer o sumă de bani în schimbul promisiunii că nu se vor duce la poliție. Fără o cameră de supraveghere în zonă sau una pe bordul mașinii care să surprindă momentul în care o persoană apelează la acest tip pentru a provoca un accident, unui șofer va fi foarte greu să demonstreze în fața anchetatorilor că a fost victima unei escrocherii. Tocmai din cauza fricii că nu vor putea proba escrocheria, mulți șoferi cad victimă șantajului. Recomandăm cu această ocazie tuturor celor care sunt implicați în astfel de evenimente să sune de îndată la 112 pentru a anunța evenimentul. Poliția rutieră sau cel mai apropiat echipaj de poliție se va deplasa la fața locului pentru a soluționa acel incident. Sub nicio formă nu trebuie să cadă în plasa acestor persoane care probabil își doresc o formă de șantaj. Acest mod de operare nu este unul nou. Metoda era des întâlnită acum 10-15 ani. De atunci însă tehnologia a evoluat. Camerele de bord și camerele de supraveghere stradale sunt comune în toată țara și oricine are acum la dispoziție camera telefonului mobil pentru a filma. Camera montată pe bordul mașinii este o soluție salvatoare într-o astfel de situație. Imaginile capturate în această modalitate pot fi folosite ca probe și sunt de altfel și cele mai bune probe, pentru că sunt absolut obiective. E nevoie pentru că nu se știe niciodată, sunt care s-au făcut chestii din astea. Anume ce? Se mai aruncă în fața mașinii sau trec strada fugind. E activă și la mine. Da? Nu circul fără cameră. De ce cauza? Pentru că nu știu niciodată ce se întâmplă. Ați văzut acum în ultimul timp cu cei care se aruncă fața mașinilor, deci e bine să fie asigurat. Mai mult decât atât, camerele de supraveghere stradale, fie că sunt ale administrației locale sau ale unor societăți private, pot fi folosite ca probe. Iar în cazul în care sunteți într-o astfel de situație, după momentul accidentului, puteți filma cu telefonul mobil momentul în care vă sunt cerute sume de bani de către infractori.